Bună tuturor și assalamu alaikum. Astăzi ne întâlnim cu o nouă rețetă și anume o pasta asemănătoare cu humusul, pasta de năut, dar de data aceasta în loc de năut vom folosi fasolea mung. Fasolea mung se lasă la hidratat peste noapte sau puteți să nu o hidratați decât 30 de minute. Se fierbe apoi la foc mediu și se folosește exact ca și fasolea în diverse rețete sau în salate. Aici în acest bol avem fasole mung, peste care am pus ulei de măsline, puțină apă din cea zeamă în care au fiert și ceapă crocantă. De asemenea, vom mai avea nevoie de lămâie, usturoi, un cățel, puțină sare, ardei iute, puteți să-l excludeți dacă nu vă place picant sau să puneți mai puțin. De asemenea, chimion măcinat și susan, pasta de susan. Toate aceste ingrediente vor fi amestecate în bolul cu fasolea mung și vom obține o pastă pe care o putem consuma fie ca și mâncare de sine stătătoare, poate fi consumată în orice parte a zilei, la mic dejun, cina sau prânz. Poate fi de asemenea dată și copiilor. Încercați, dacă dați copiilor, să nu puneți chestii picante. Fasolea mung poate fi o bază excelentă și de mâncare pentru bebeluși. Într-o altă zi voi reveni cu o rețetă pentru bebeluși pe care o vom face din fasole mung. Deci, repet, fasolea mung se fierbe după ce a fost hidratată peste noapte, se scurge de lichid și se pune într-un blender sau într-un smoothie maker împreună cu lămâie, sare, usturoi, ardei iute, ceapă caramelizată. Eu o cumpăr, puteți să nu adăugați ceapa, dar eu am pus-o pentru un plus de arome și o lingură de susan. Atât!